Meteorologii au anunțat prognoza pentru perioada 26 august-23 septembrie, iar veștile indică o prelungire a sezonului cald cu temperaturi ce vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă. În săptămâna 26 august-2 septembrie, valorile termice vor fi semnificativ mai mari decât cele normale în întreaga țară, cu precădere în vestul și nord-estul teritoriului. În ceea ce privește precipitațiile, regiunile vestice, nord-vestice și centrală vor înregistra cantități sub media obișnuită, în timp ce în restul teritoriului acestea vor fi ușor excedentare. În intervalul 2-9 septembrie, temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, la nivel național. În majoritatea regiunilor, precipitațiile vor fi sub norma obișnuită, ceea ce indică o tendință de secetă. În perioada 9-16 septembrie se prognozează menținerea temperaturilor peste media obișnuită pentru acest interval în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de normele climatologice pentru această perioadă. În săptămâna 16-23 septembrie, valorile termice vor rămâne ridicate, depășind mediile specifice acestei perioade. Precipitațiile vor fi în mare parte în jurul valorilor normale în întreaga țară.